Cum scriem un articol de presă? O resursă pentru clasa a 5-a în cadrul proiectului CRED. Pentru a face cunoscut colegilor tăi un subiect sau o temă despre drepturile copilului, poți scrie un articol. Un articol este binevenit atunci când ajută fie la îndepărtarea unor erori, fie contribuie la cunoașterea unor aspecte pozitive din școala ta sau din comunitate. Un articol de presă este împărțit în mai multe secțiuni. Cum se realizează, în fapt? Mai întâi, titlul trebuie să fie scurt și clar, astfel încât să atragă atenția cititorului. Paragraful de început sau paragraful introductiv face introducerea în subiect în doar câteva propoziții scurte. În cadrul articolului trebuie să apară și autorul sau autorii, mai exact, cine a scris articolul. Textul articolului are în vedere articolul propriu-zis. O altă parte componentă a articolului o reprezintă subtitlurile, care ajută cititorul să vadă mai bine capitolele. Imaginea sau imaginile, o fotografie cu relevanță pentru text sau mai multe fotografii, însoțite de scurte explicații. Activitate în clasă. Realizați cu ocazia zilei de 1 iunie sau în cadrul unor proiecte activități non-formale, un articol de presă în care să promovați un drept al vostru în școală sau în comunitate. O resursă pentru clasa a 5-a în cadrul proiectului CRED.